Programul de umplere și efectuarea probelor la cal se va desfășura între orele 13 și 19 astfel. Pe 1 octombrie, la imobilele aferente PT1 Ostroveni, PT2 Ostroveni, PT19 Prefectură, PT20 Bloc K, PT21 Argeș, PT40 Nord 1, PT41 Nord 2, PT42 Nord 3, PT43 Liceul Energetic și PT22 Filipin. Pe 2 octombrie, la imobilele aferente punctului termic 3 Ostroveni, PT4 Ostroveni, punctul termic 6 Ostroveni, PT18 Cozia, PT23 Cerna, PT36 Traian 3, PT37 Traian 4, PT38 Nord 5, PT39 Nord 4. Pe 3 octombrie, la imobilele aferente punctelor termice 5 și 5 bis din Ostroveni, punctului termic CPL, punctului termic 25 Libertății, PT26 Maternitate, PT30 Grup Școlar Olchim, PT32 și 33 Timiș, PT34 Traian 1 și PT35 Traian 2, iar pe 4 octombrie la imobilele aferente punctelor termice 7A, 7 Lenin Sud, 8 din Petrișor, punctul termic 9 din 1 Mai, punctul termic 11 din 1 Mai 2 și PT10 ETA, PT12 General Magheru, PT13 Piață și PT14 Zăvoi. În perioada 1 octombrie-21 octombrie, în timpul efectuării probelor, la cal se va livra energie termică în regim fără plată la toți consumatorii arondați la sistemul de termoficare urbană. Citirea indexului pentru contorii de energie termică, index de pornire pentru sezonul de încălzire 2013-2014, se va face în data de 21 octombrie pentru cele puse în funcțiune în data de 1 și 2 octombrie, respectiv în 22 octombrie pentru cele puse în funcțiune în data de 3 și 4 octombrie. Începând cu 21 octombrie, respectiv 22 octombrie, furnizarea energiei termice se va face în regim de plată, asociațiile de proprietari și ceilalți consumatori putând consuma sau nu în funcție de propriul program, permițându-li se închiderea și deschiderea robineților de la contorii de încălzire de către consumatori. Toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană și care desfășoară lucrările la instalațiile termice interioare sunt rugați să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până în data de 1 octombrie. În cazuri excepționale, pentru finalizarea lucrărilor, putând izola rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică sau se pot adresa pentru asigurarea condițiilor de lucru la dispeceratul de termoficare urbană Râmnicu Vâlcea din strada Mihai Viteazul, numărul 43.